Bună ziua, stimați prieteni, bună ziua, stimate doamne și stimate domnișoare și stimați domni. Sunt aici la mama, stimați prieteni. Am venit aici la mama și uitați ce mi-a pregătit mama să mănânc. Stimați prieteni, uitați-vă și pe mama aici. Bună dimineața, dragi prieteni! Doamne, ajută-ne! Da, stimați prieteni, uitați ce mănânc căsica. Uitați aici, stimați prieteni. Așa. Dar noi stăm mâncarea pe masă. Da. Pe alea gaz, oala cu mâncare, cine e foame, vine și mănânc. Așa, avem aici cârnați. Și iarăși șuncă. Așa că, stimați prieteni, uitați ce servesc eu aici. Da, stimați prieteni, așa că mama mea a pregătit să mănânc și așa cum face de fiecare dată. Stimați prieteni, cu privire la prezentările care le-ați bine văzut în Sârhaia, stimați prieteni, necazurile și suferința care sunt provocate în trei familii, alții se distrează cu lăutari, chefuri de nu s-a văzut, așa cum bine știți, lăutarea azi noapte, mamă, și chefuri... Ce au avut? Așa. De distracție. Cred că au măritat-o pe furiș, pe lumina. Crezi că au fost domastică și la... Nu a fost nimic. Nu. Nu vor să spună. Cred că au făcut loc onda pe ascuns al lui Lumina. Cu măgărușul. Și nu vor să spună. Ei, treaba lor. Să ne spun că vine care. Da. Păi și ce ne pasă nouă, ce fac ei? E problema lor. Pe noi și așa nu ne mai interesează de ea. Așa că nu avem nicio treabă. Da, stimați prieteni, n-am mai făcut și eu vloguri de nici nu mai știu cât timp. Și m-am gândit să fac aici un vlog la mama. Și cu privire la cei care se distrează și n-au nicio treabă cu suferința a trei familii și patru copilași, e problema lor. Stimați prieteni, și da, consider că acum concluziile le trageți voi cu privire la aceste întâmplări. Avem și pe Alinuță aici, uitați-o, stimați prieteni, ce căzură. Căzură. A. Are și o păpușă. Are o păpușă, stimați prieteni, Alinuța, și se joacă cu ea acolo, o schimb, o dezbracă toată ziua. Da, stimați prieteni. Vreau totodată să, stimați prieteni, să transmit un mesaj cu privire la nepotul Alin. Nepotul Alin că a zis că le închide conturile la câteva persoane și după aceea a ieșit un scandal. Stimați prieteni, ceea ce vreau să vă spun cu privire la nepotul Alin, lui place să glumească mult, stimați prieteni. El mai glumește. Și el dacă glumește, ceilalți cred. Așa că glumele care le face nepotul Alin sunt crezute de ceilalți și ați văzut cum încep să genereze cu ceartă, cu tot felul. Na. Deci, totodată, ceea ce vreau să spun, că Alin glumește, e, acum să vedem ce o face ursul, că cu ursul nu prea e de glumit. Ursul, dacă spune ceva, nu mai glumește.
El, dacă zice ceva, asta e, tare mi-e frică și mie, ca ursul să nu ia o decizie cu privire la închiderea mai multor conturi de YouTube. Așa că să nu mai bagi în seamă glumele pe care le face Alin și să luăm în considerare când va veni ursul. Da, stimați prieteni. Alinuța, ce faci? Da, stimați prieteni, și plus ca ceea ce vreau să discutăm iarăși, chiar mi-a părut foarte rău prezentarea pe care a făcut-o nepotul Alin. Credeți-mă că mă uitam și nu-mi venea să cred la mașină, că a făcut accident cu mașina și a fost lovită mașina, partea din față, dreapta și fața, de fapt, a? Când? Ieri. Doamne. Ieri. A lovit-o rău. Aia a venit o fată și a intrat în plin. Și ei s-au lovit ceva. Nu. Doamne. Nu, dar nepotul tău a fost la spital toată noaptea. Alin, i s-a umflat toată fața. De ce s-a lovit la față? Nu, de la problemele care le avea el până acum cu dantura, cu dinții, cu măselele. Că n-a avut timp să își facă. N-a avut timp, că ar trebui să-și facă timp. Și, stimați prieteni, am văzut prezentarea cu mașina, nu venea să cred. Doamne. Ce să mai zic? E lovită bine mașina. E lovită destul de bine. Păi ce a dat din altă? Nu, o fată. El era aglomerație și mergea încet. Ce avea? 20 la oră. Și l-a luat din spate? Nu, a dat din lateral. A venit de pe o stradă, lateralnică, pe undeva, nu știu. Da, a venit cu viteză, da. Și a dat în ei. Acum nu mai are nici mașină, le-a dat Luci o mașină să umble cu ea. Dar nu știu ce mașină e aia. Una după alta, nu știi, când e un necaz că vin multe? Tot e necaz. Da, stimați prieteni, și asta e cu privire la nepotul Alin. Necazurile vin una după alta și, na. Cu privire la patroana, stimați prieteni, la fel mi-a părut rău că se ruga... Alina, puțin mai încet, Alina, că uite, filmez și eu. Cu privire la patroana, că mi-a părut rău că se roagă de Olga să vină înapoi, că Olga a părăsit-o și a rămas singură. A rămas singur acolo, se roagă și de diamant. Dar, Alină! Și se roagă și de diamant, să o lase pe Olga să vină înapoi. Și, na, n-are cine să o îngrijească, îi trebuie medicamentele, îi dea medicamentele. Și tot așa. Da, stimați prieteni. Da, stimați prieteni, am terminat și eu de mâncat și acum mai stăm la discuții pe aici cu mama și ea nu știa pur și simplu de accidentul care s-a întâmplat cu nepotul Alin și plus că Alin, nepotul meu, a fost la spital cu problema de sănătate pe care a avut-o cu dantura. Și a avut fața umflată și a stat de fiecare dată la perfuzii și plus medicamente și nu reușește să-i mai treacă, să fie ok. Și mama nu știa și i-am detaliat acum și i-am zis și i-a părut foarte rău și ce să mai zic, că ea ține foarte mult la Alin, ea l-a crescut pe Alin, stimați prieteni. De când s-a născut, a stat cu sorul meu alături, acolo,
Alin de mic era mai bolnavior și... Am crescut. Și am fost întors plecat să se mai facă. Da, se mai spune. Și... Masa încă singură cu copiii aia, ce să facă ea? A plecat și lumina. Fiecare cu treaba lor. Încă ce să mai facă? Na. Trage de cazul de toate. Le trage ea. Stimați prieteni, măcar să, așa cum a zis și mama mai devreme, că să roagă pentru Alin într-una, să treacă pe senecazurile astea și să fie sănătos măcar și pentru că tot greu a rămas, a rămas pe Alin. La ursul în partea asta să-l bagă bani, să bagă mâncare. Rău să le trimiată. Amic omul mai ține de Domnul pe pământ, să aibă grijă de ea. Să-i dă putere și curaj la fata asta. Ce să mai spun? Da, stimați prieteni. Și patrona ce? Nu să sunt aminea vă. Patrona a rămas singură. Patrona n-a avut cine să-i aducă medicamentele, să... Ia medicamentele, pentru că ea a sunat pe Alin și pe Mihaela să-i aducă medicamentele și ei erau la spital. Alin și cu Mihaela au stat până târziu, noaptea târziu la spital, până au făcut radiografii, până au făcut acolo. Am înțeles că i-a făcut și perfuzie cu diferite medicamente acolo lui Alin. Și el a venit de la accident, nu? Nu, mamă. Alin are problema de sănătate pe care o are... De mai mulți ani. Știu eu, știu, de când am fost la București. Așa. Și acum iar a început, a răcit. El se trajează după când e rău. Da, trebuie să meargă. Are voie. Trebuie să trajează când i-a fost bine. Frate, sunt tot așa în Băsala. Când era acasă noastră. Trebuie să fac antibiotic, injectabil. Ceva ca să-i treacă, nu așa. Păi ce are, umflată? O umflată are... Da. Are cu lui. Da, dar nu poate să-i facă nicio intervenție chirurgicală până nu îi se trage deocamdată. Acea umflătură și... Na. Și nu are nici cu ce să mai umblă acum de la mașina lui. Le-a dat Luciu o mașină, dar cât să țină și mașina aia? O mai ține câteva zile și trebuie să o dea înapoi. Și după aia rămâne pe jos. Până o face pe aia. Da. Până o face pe a lui. Dar e lovită rău. Partea din față dreapta și puțin fața. Da, și fața. Oh. E lovită destul de bine mașina. Și fața e lovită. Da. Doamne, Doamne, ce a dus pe ea. E lovită destul de bine mașina. Prosâmea, acolo, noroc mare. Da, mamă. Da. Vine în mine cazurile una după alta. M-ai văzut? Necazurile vin unul după altul. Da. Na. Și patroana a rămas singură. Să roagă, așa cum am zis mai devreme, de Olga să vină înapoi. Să roagă și de Diamant să-i dea voie să vină înapoi. Olga... Are și ea treaba ei. Care și ea treaba ei? Ea a zis, fiecare cu treaba lor. A zis și patroana a zis. De câte ori ai plecat, Olga, ai adus un leu. 500 de euro ai adus atunci când s-a eliberat patroana. A adus 500 de euro. Toți banii pe care i-a adus. 500 de euro. Da. Ce să fie bani să trimitem. De unde s-am? De unde s-am? N-am de unde. Dați-mi ați, prieteni, suntem foarte sperați din cauza lui nepotul Alin, întâmplarea cu accidentul cu mașina și plus starea de sănătate pe care o are. Deci trebuie să facem ceva tot posibilul ca Alin să stea măcar o săptămână undeva în spital sau acasă, să facă cel puțin o săptămână tratament antibiotic injectabil ca să poată să-i treacă.
Altfel așa ce facem? Plus că mai are pe acolo de umblat, mai are. Nu e trecut necazul și suferința. Înțelegeți? Asta trebuie făcut. Nu mai înțelegea niciunul. Nu mai înțelegea, s-a îndulcit Bucureștiul. S-a îndulcit. Da, mamă, ai dreptate. Sărăcia. Mamă, Bucureștiul, mă auzi? Da. E chestia cu Leo, că de-aia stă Alina acolo și cu patroana, că trebuie să stea lângă acolo, să știe vești cum se simte Leo, mamă. Da. Da, cu Bucureștiul. Știu că urăși Bucureștiul, ca mulți alții, dar ne place, nu ne place, trebuie să stea acolo ca să... Le-a plăcut până acum, de-aia am stat. A, da, mamă. Le-a făcut să le și acasă. Ai dreptate. Ce să mai fac? Patrona a venit, când a venit vestea lui, era bătică cu alea pe la spate, avea o mărțișuc, o lea pe cap. Mamă. Femeie bătrână. Da. Le e drag că stau la București, mamă. Nu le e drag, mamă, că stau la București. Stau acolo la suferința care a dat-o și Dumnezeu. Și mai întâi să duci, nu că numai la suferință. Mamă, dar tu chiar nu mai suporți Bucureștiul deloc? A? Tu chiar nu mai suporți să stea la București, Alini și cu patroana? Păi ce să fac acasă? Eu să, ce să fac acasă? E? Da. Să stea acolo. Chiar. Cum stăm noi când o facem cu Leo sănătos? A, când o fi Leo sănătos, să stea da. Acasă. A ieșit din pușcărie, a plecat la București. Păi da, dar unde a plecat? A plecat Vileu acolo. Da, stimați prieteni, și uite, mai am contrazice cu mama pe aici, că ea nu mai suportă Bucureștiul, nu l-a suportat niciodată, dar îi explic, și explic degeaba. Dar aveam și căși acolo, cu chirie. Făceam avansi, da, spui că de ce stau acolo? Stau acolo că uite suferința, acolo e Leo, acolo bolnav, până îl mai vede bine măcar. Și după aia, na. Mai bine să mă uit de casa aia, să duc acolo. Da. Să stau la apartament. Da. Stimați prieteni, am aici niște dezbateri cu mama. Pe tema plecării la București. Și, na, asta e, ce să mai... Suntem aici și cu nepotul Fernando, stimați prieteni. Mai sunt pe aici de vorbă și așa e, plictiseală. La noi e orașul mic. Nu m-am iercat, iau, ce-o supărat. Ai auzit fără nată? Că Alina l-a lovit mașina acolo la București. Nu, l-a făcut accident. Când a fost? Altă bucurie ieri. Când ieri, vreau să arăt. Ieri, păi zic, ha? Nu, el nu s-a lovit, dar mașina. Mașina e destul de rău. Da. Bucurie mare. Da, stimați prieteni, așa că... Bucurie mare la București. Mă bucurie. Așa că, stimați prieteni, am venit aici la dezbateri cu mama, să mai stăm de vorbă și... Da. Știți cum sunt dezbaterile? Deci, neașteptate, mai dure, mai nu știu cum, așa că, na. Da, stimați prieteni, și cu privire la celelalte evenimente cu lăutari și cu chefuri mari și celelalte familii îndurerate cu suferință și copilași părăsiți pe drumuri, cum ar veni vorba,
O să discutăm la următoarele prezentări. S-a văzut foarte bine ce ați văzut și voi că nu le pasă. Dacă le păsa, nu chemau lăutari, nu făceau chefuri și distracții. Așa că, așa cum am zis mai devreme, concluziile le trageți voi, stimați prieteni, despre oricine în parte care vin cu prezentări pe canalele de YouTube. Stimați prieteni. Da. Mamă, la biserică, când te mai duci? Ce m-am întrebat și n-am. La biserică, când te mai duci? Unde? La biserică. Stimați prieteni, hai să vă povestesc problema... Mâine mă duc, că e mașina. Pe care o mai are mama. Mă duci cu mașina. Problema... Da, te duc. Problema care o mai are mama nu mai aude. Mai aude, dar aude foarte încet, foarte puțin. O aude foarte puțin și de asta cam am rămas așa că consider că e o problemă, că nu mai aude bine și noi trebuie să vorbim mai tare cu ea ca să putem să ne înțelegem așa cum trebuie. Stimați prieteni. Da. Ok, stimați prieteni, încheiem prezentarea de azi aici. Vă mulțumim frumos pentru vizualizări, vă mulțumim frumos pentru aprecieri și pentru abonări, stimați prieteni, mulțumim tuturor. Cei ce se abonează la canalul de YouTube Psihă de la Strehaia, cu mult respect, vă mulțumim din toată inima. La revedere, dragi prieteni, vă mulțumim că ne urmăriți. Doamne ajută-ne, la prieteni. Ok, stimați prieteni, la revedere.